Ce este unghiul de fugă? Am mai făcut un clip acum ceva timp despre geometria roților și a rămas că o să discut în detaliu despre fiecare unghi în parte și astăzi aș dori să discut în mod special despre unghiul de fugă. În momentul în care te duci să îți faci o direcție, îți poți regla unghiul de cădere, paralelismul, unghiul de fugă și în funcție de tipul de suspensie s-ar putea să trebuiască să faci geometria roților și pe puntea spate. Așadar, la unele mașini se face doar pe față, la altele se face și pe față și pe spate. Unghiul de fugă sau caster angle în engleză este un unghi care nu face altceva decât să îți redreseze volanul în mod automat. Cu toți ați simțit cei care aveți permis de conducere, intri într-un viraj, ții volanul, se termine virajul, după care iei mâna de pe el și începe să-și revină singur la poziția inițială, adică la drept. În același timp, unghiul de fugă ne ajută să ne menținem direcția dreaptă, rectilinie, cu mare ușurință. Înainte, mașinile vechi aveau acest unghi de fugă negativ. Când acesta este negativ, ce se întâmplă? Trebuie să vă fac o mică ilustrație, să o pun pe ecran. Când unghiul de fugă este negativ, nu ai stabilitate, dar direcția merge mult mai ușor. Am condus chiar un Mustang din 1967, care, sincer, n-am găsit informațiile exacte cu unghiul de fabrică de fugă, dar după cum se conducea acea mașină, unghiul de fugă trebuia reglat, trebuia ajustat, era negativ pentru că mașina se ducea când în stânga, când în dreapta, când în stânga, când în dreapta. Nu aveai stabilitate, nu aveai direcție. Nu puteai să menții direcția dreaptă. La mașinile vechi, neavând servodirecție sau power steering, la mașinile care aveau motoare foarte mari, pentru că puntea față era mult prea greu de manevrat, inginerii ce au zis? Bă, hai să facem unghiul ăsta de fugă negativ sau aproape negativ, pentru că atunci când e negativ, el face ca direcția să fie mult mai ușoară. Era cam singura metodă la acea vreme de a face direcția mai ușoară având o mașină fără servo și cu un motor mare. Apoi a venit servodirecția hidraulică, apoi a venit cea electrică, cea cu care suntem astăzi obișnuiți. Este foarte lin, foarte ușor să manevrezi un volan și toți producătorii de astăzi au unghiul de fugă pozitiv. Mai exact, între 3 și 5 grade, el se măsoară, poți să te uiți după amortizor, o să vezi că e așa ușor înclinat și unghiul ăla, dacă îl măsori cu o dreaptă perpendiculară, o să-ți dea un unghi. Unghiul ăla e pozitiv. În momentul în care te uiți la mașină și vezi că e într-o parte suspensie așa înclinată către spatele mașinii, unghiul de fugă este pozitiv. Dacă suspensia ar fi invers, ar fi spatele către botul mașinii, să zic așa, dacă unghiul s-ar duce către botul mașinii, atunci unghiul de fugă ar fi negativ. Când unghiul de fugă este pozitiv, direcția devine mai grea, dar te ajută să-ți menții mult mai ușor poziția rectilinie, să zic așa, poziția de mers înainte drept. Și te ajută să mergi cu nu ai putea fizic să mergi cu o mașină veche care are un unghi de fugă mic sau, adică mic pozitiv sau negativ, nu ai putea să mergi cu ea cu 250 km pe oră. Honda a făcut acum la Type R 310 cai putere pe puntea față. Faptul că mașina nu trage stânga, dreapta, iurea, nu se duce într-o parte când accelerezi brutal, având 310 cai putere, un motor turbo care andează doar puntea față, a fost făcut din geometria roților, în special cu ajutorul unghiului de fugă îmbunătățit și cu un limited slip, un diferențial autoblocant. Nu știu precis toate valorile și toate detaliile din acea configurație, dar cu siguranță au folosit un unghi de fugă diferit, o geometrie a roților diferită, un limited slip și probabil ceva control electronic. Astfel, chiar dacă ai 310 cai, doar pe puntea față, la o mașină obișnuită accelerezi puternic și dacă tragi de volan stânga, data mașina se duce tot înainte. Ei bine, la acea Honda, direcția stă nemișcată. Unghiul de fugă poate fi reglat la direcție și trebuie să fie un echilibru în momentul în care reglezi unghiul de fugă, unghiul de cădere,
și paralelismul pentru a obține un mers drept rectiliniu corect cu uzură minimă pentru anvelope. Și da, în cazul în care îți cobori suspensia, îți pui anvelope mai late decât e cazul sau faci diverse modificări, trebuie să îți reglezi direcția. S-ar putea să ieși din valorile date pentru automobilul tău. De cele mai multe ori, valorile pentru reglajul direcției îl vei găsi în manualul proprietarului, Owner's Manual, sau cei care reglează direcții au o bază de date cu cam toate mașinile, unde vor găsi exact cât sunt unghiurile pentru mașinile stock. De asta, dacă te duci cu o mașină care are totul custom, s-ar putea să nu mai dea casa cu masa. În momentul în care te duci să faci direcția și mașina ta nu are jocuri, nu are probleme, roțile sunt și anvelope, dimensiunile anvelope sunt prevăzute, sunt cele prevăzute de producător, direcția se face foarte ușor, e destul de greu să greșești în momentul în care o reglezi. Mai ales că totul este digital, e un laser care... Sunt niște dispozitive care comunică wireless cu calculatorul și îți spune exact în timp real cât sunt unghiurile. Și acum e destul de ușor să faci o direcție dacă știi valorile, aparatele, cum să le reglezi, cum să le pui. Totul devine super ușor. Da, am vrut să prezint în mare ce face acest unghi de fugă pentru cei care erau curioși. Dacă aveți ceva de adăugat, puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.